Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi încercăm să aflăm de ce refuză copiii să doarmă. Alături de noi se află Mona Ciurezu, psiholog specialist în somnul copilului și adultului. Bine ai revenit, Mona! Bine v-am regăsit! Ce facem? Hai, până să trecem la subiectul important pentru părinți, că bănuiesc că nu sunt singura mămică care se chinuie să adoarmă pe cei mici în fiecare seară. Cu siguranță seară. Nu sunt, da, dar stai puțin. Să ne lămurești ce este somnul și de ce este bine să dormim. Și apoi vedem și de ce refuză copiii să adoarmă și ce e de făcut. Dacă ar fi să fiu pe scurt, așa, să spun, somnul este important atât pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru că informațiile, să spunem, se sedimentează mult mai bine. Este dovedit că după ce dormi, poți să-ți aduci aminte mult mai ușor din prisma memoriei, se mută informația din memoria scurtă, memoria lungă, se formează amintirile, iar din perspectiva zilei următoare, corpul, să spunem într-un fel, se pregătește să aibă suficientă energie, suficientă stare de spirit bună, să spunem, partea asta de reglare emoțională, atât de importantă, atât la copil cât și la adult, să spunem, este responsabil somnul de această parte. Iar la copii, foarte important, în timpul somnului și creșterea copilului. Bineînțeles, sunt hormonii care, să spunem, sunt hormonii de creștere care sunt acolo, sunt hormonii responsabili de funcționarea organelor și aici putem să vorbim ca și la adult de partea de funcționare a pancreasului, de partea de funcționare a corpului în general. Să spunem, apare, ori copiii pot să fie prea slabi sau copiii pot să ajungă să fie plinuți sau chiar obezi la un moment dat. Și apropo de ce spuneai de organe care funcționează și mă gândeam acum la stomac, dacă mai și mănânci noaptea? Ideea este că dacă mănânci noaptea, o parte din energie care ar trebui să se ducă spre alte lucruri în timpul nopții se duce spre digestie. Ceea ce nu este în regulă. Nu. Bun. Hai să vedem, Mona. Atunci când suntem copii, de cele mai multe ori refuzăm să ne culcăm. Mi-amintesc că nici eu nu vreau să dorm la prânz, însă seara nu aveau ai mei probleme cu mine. Creștem, ajungem adulți, deci dacă în copilărie refuzam să adormim, mai târziu adult fiind, nu știi cum să mai rupe acolo jumătate de oră, un sfert de oră în plus de somn. Hai să vedem ce se întâmplă, de ce de cele mai multe ori copiii fug de somn, că e somnul de prânz, că e cel de noapte, ce se întâmplă în mintea lor? Unul ar spune că nu toți copiii fac asta. Adică clar, sunt copii care iubesc somnul. După care, să spunem că vorbim de această... Păi pentru că tu aveai, să spunem, un model. Ideea este așa, că copiii care ajung să nu iubească somnul și să fugă de somn, sunt cumva acei copii care temperamental au un control intern mai mic și când corpul lor le spune, știi, ar trebui să dorm, spune, da, uite ce interesant, uite, aș putea să mă joc cu mama, dar aș putea să fac atât de multe alte lucruri. Exact asta mi se întâmplă. Și atunci e ca și cum le lipsește butonul de stop. Dar ce e foarte important ca noi adultul să ne dăm seama că, ok, copilul ăla are nevoie de somn, da? Și atunci noi să facem ce este necesar să-l punem la somn atunci când corpul lui are nevoie, nu neapărat când ne cere. Bun, și ce faci dacă tu ca părinte, eu îmi dau seama când ar trebui să apăs acel buton de stop, le și spun pentru că îi văd după ochi, dar nu mă înțeleg cu ei, nu reușesc pun stop. Trebuie să pregătești tu să faci acel stop, adică să creezi o rutină clară înainte de somn. Cu jumătate de oră înainte de ora lor de somn trebuie scăzut stimuli, să fie, eventual lumina să scadă puțin și modul în care vorbim. Nu ne jucăm alergat prin casă și din astea, ci mai degrabă putem să citim o poveste, lucruri care să scadă efectiv partea de stimulare și adrenalina. Da. Hai să vedem cum recunoaștem că un copil nu a dormit suficient, că nu s-a odihnit așa cum ar trebui și mă refer și la cei micuți, dar și la cei mai mari care merg la școală. Pentru odihnă sunt, adică să spunem lipsa odihnii, sunt două categorii. Sunt unii copii care devin mult mai nervoși, mai irascibili, nu se pot concentra, nu sunt atenți și sunt copiii hiperactivi, care ar face, sunt durasel, să spunem așa, adică reacția lor la oboseală este n-au stare, nu pot la fel să facă foarte, să se concentreze pe un anumit aspect și sar de la unul la altul. Îi vedem căscând foarte des pe timpul zilei, dacă le spui să meargă la somn, nu, mie nu mi-e somn. Hai să vedem, uneori copiii plâng atunci când se trezesc. Asta ce înseamnă? Că nu au dormit suficient? Da și nu. Adică sunt copii care plâng că n-au dormit suficient pentru că ar dormi, dar eventual nu pot. Poate să fie un copil care nu știe să se culce la loc singur și atunci cere ajutorul părintelui să facă același lucru ca să se culce și mai vorbim de vise.
pentru că te poți trezi din somn plângând pentru că ai visat ceva. Asta în timpul nopții, dar dacă m-a venit dimineața și se apropie ora la care micuțul nostru s-ar trezi și se trezește plângând, asta ce înseamnă? De obicei înseamnă că nu i-a ajuns somn. Nu i-a ajuns somn. Nu. Și uite, spuneai că părintele ar trebui să-l ajute să adoarmă. Asta se întâmplă și seara la culcare și în timpul nopții când are tot felul de episoade și se mai trezește. Cam până la ce vârstă ar trebui copilul ajutat de părinte să adoarmă? Aici aș face diferența între ajuta să adoarmă sau ajuta să aibă un program care să îi fie de ajutor. Ai pentru... și una și alta, să-mi uh-huh. spui. Eu aș zice că mai degrabă, de cât de mic, copilul poate fi ajutat să învețe să-și dezvolte singur abilitatea și atunci doarme mai mult și mai aproape decât are nevoie, versus partea cealaltă cu programul. Din păcate sunt copii care, și adolescenți fiind, mai au nevoie de câte un adus buton ambinte. De stop din partea părintelui. Da, 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 mai ales că acolo este și o altă discuție, că se schimbă, ei se culcă mult mai târziu, se trezesc dimineața mult mai târziu la fel și vorbim de alte aspecte. Of, ar mai fi multe de povestit într-o altă emisiune. Te aștept să revii cu drag și astăzi îți mulțumesc pentru sfaturile aduse. Mulțumesc de invitație. Te așteptăm. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.